Am revenit în ora a doua emisiunii Sub semnul întrebării, împreună cu Silviu Sergiu, jurnalist Newsweek. Salut, Silviu! Bună seara! Am venit George Râpă, consultant politic, CEO Rights Politics. Salut. Bună seara! Salut, Robert! Și prin telefon alături de noi este colega mea Ioana Constantin, realizator B1 TV. Să rămână, Ioana! Mă bucur că ne auzim! Eu am zis așa, astăzi privind niște imagini cumplite, unii poate nu le-au apucat că erau ocupați cu masa de seară, dar în București, în orașul acesta în care se întâmplă tot soiul de lucruri la noi, noi nu trebuie, domnule, să vină cineva să ne dea, Doamne ferește, vreo bombă. Noi ne dăm foc singuri, ca să zicem așa. Asta s-a întâmplat un lucru extrem de grav. A fost un incendiu. În orașele mari se întâmplă tot soiul de incendii. Am văzut și la New York, m-am nimerit că așa se întâmplă la un moment dat într-un incendiu, chiar și la Paris. Am văzut. Da? Însă, niciunde, pe unde am mai umblat, n-am văzut ceea ce se întâmplă în acest oraș în care e un haos incredibil. Astăzi, și o să rog pe Ioana, care a fost martor ocular la ceea ce s-a întâmplat, iată, în, lângă Parcul Herăstrău, într-o zonă de lux, o zonă de de mii de euro un apartament, așa, poate sute de fapt de mii de euro acum un apartament în zona respectivă, mașinile de pompieri, oameni buni, nu au putut intra să stingă focul 10 de minute pentru că aceste cartiere, și nu e doar cazul acesta al Herăstrăului, sunt realmente niște bombe cu ceas. Ioana, te rog, povestește-ne tu că ai fost acolo, înțeleg că ești în zonă, să spunem, adică știi exact ce se întâmplă. Cum arăta lucrurile la fața locului? Distanță, da. La un bloc distanță, la un imobil distanță. Am ajuns după emisiunea mea, pe la 7 și ceva, că așa cum e traficul în București, am ajuns acasă și când se intru pe stradă erau deja 3 mașini de pompieri care, mă rog, încercau să facă ceva, dar una dintre ele s-a blocat într-un copac, pentru că erau copaci netoaletați și unul dintre pompieri a trebuit să se urce pe autospeciala respectivă, să rupă, să taie din crenci ca să, și au intervenit paznicii de la imobile, ajutăm cu ceva. Deci o nebunie întreagă. Oamenii cu copii în brațe foarte alertați pe stradă ca să descoperim că nu funcționau hidranții și că exista un singur garaj de la un imobil de unde pompierii se puteau alimenta cu apă de la acel hidrant. Deci eu cred că undeva mai bine de 30 de minute a ars această terasă, pentru că despre asta e vorba, o mansardă, da, de lângă acel celebru complex, da, fost hotel, care acum este un complex de apartamente care se închiriază sau se vând privaților. În fine, deci a ars acea terasă, cred că 30-40 de minute, fără ca pompierii să poată interveni. Sunt străzi înguste pe care autospecialele de pompieri intră cu foarte mare greutate, accesul e foarte dificil, dar mie mi s-a, pentru mine a fost șocant să aflu că pur și simplu nu funcționau hidranții, că pur și simplu nu aveau acces la apă, că se chinuiau pompierii și nu aveau cum să stingă acest incendiu. Iar cel care deține această mansardă, acest apartament în sine, pare că a inovat foarte mult acolo, fiindcă erau foarte multe, nu știu cum să spun, improvizații din astea, din plastică. Asta a și făcut să ardă. A, deci omul își făcuse niște, cum să spun, mărise spațiu puțin. Era o terasă, puțin, Robert, era ca la terasă în oraș, în centru vechi, acele terase acoperite de plastic cumva, cam așa e. Și focul părea că se aprinde din ce în ce mai tare în loc să Incredibil. Se stingă. Eu la un moment dat am întrebat un domn de la pompieri, nu-i zic, ați reușit, ați intervenit? Da, da, intervenim de mult. De unde? Că ei abia atunci reușiseră să identifice hidrantul. Dar, în fine, cred că au fost peste 11. Te-ai întâlnit și cu doamna Clotild? A venit când s-a... A venit când s-a stins incendiul, doamna Armand. Am când înțeles. Mai ardea, bocnit așa un pic pe mansardă, undeva pe la 21:05 minute a fost. Să le dea 1000 de lei să-și repare geamurile, da. O să un pic de imagine, sigur că n-a stricat nimănui, eu înțeleg, dar pe de altă parte este, așa cum spui tu, inadmisibil într-o zonă... Incredibil, absolut. Centrală, da, de lux, dacă vrei, mă rog, poate a fost... De super lux, treaba asta, ca să înțeleagă cei care ne privesc, că Herăstrău e mare, e lângă cartierul francez, da? Șoseaua Nordului, adică nu există, cred că nu există, în afară de primăveri, să bat pe acolo pe undeva, vreun loc în București în care să fie mai scump metru pătrat construit, deci, să spunem. 40 de lei o apă minerală la restaurant, credem că am băut-o acum două săptămâni. Da.
Adică e, cam asta deci e. Este zona 0003 nule, ca să zicem așa, da? Pentru și că, s-a intrat cafeina. În apartamentele da. Oamenilor. Eu m-am întâlnit cu o doamnă care incredibil. Mi-a spus că a fost parte apartamentului, ea nu era acasă, evident, pentru ca pompierii să aibă acces. Deci la modul ăsta suntem foarte mulți locuitori care nu sunt cetățeni români, dar care nu înțelegeau nimic și nu le vorbea nimeni într-o limbă pe care să o priceapă. Deci, ca întotdeauna, pompierii absolut neputincioși în chestiunea asta și te vede și în imagini că n-ai pe unde să intri cu autospecialele. Da. De la... Mulțumesc foarte mult, Ioana Constantin, mulțumesc. Pentru aceste detalii. Nu întâmplător am pornit această parte a doua a emisiunii sub semnul întrebării cu ceea ce a văzut la fața locului de la acest incendiu Ioana Constantin, pentru că astăzi am avut parte de o declarație de asemenea absolut halucinantă a primarului general al Capitalei, domnul Nicu Șordan. Domnul Nicu Șordan, vorbind la nu știu ce simpozion, în ce întâlnire, ne-a anunțat că are mari semne de întrebare în legătură cu construcțiile de după, ridicate de după 1990, dacă, Doamne ferește, dă peste noi un cutremur. Acum, nu știu, zău, cum să interpretăm declarațiile domnului Nicu Șordan. Le ascultăm. Că eu nu știu dacă vreun primar în lumea asta și în Burkina Faso, dacă ar fi primar la un moment dat, ar zice despre orașul pe care îl gestionează că sunt probleme cu locuințele, fără să zică probleme cu locuințele ridicate de nu știu cine, sau în cartierul nu știu care, sau în constructorii din anii 90-92. Să spui construcțiile de după 1990 înseamnă să pui un mare semn de întrebare peste tot ceea ce înseamnă piața imobiliară odată din orașul pe care se presupune că îl gestionezi și să ne bași pe toți în sperieți. Adică după declarațiile lui Nicu Șordan, o să ne uităm toți, indiferent în ce bloc locuim, de alea vechi nu mai vorbim că sunt jale, dar și în ăstea noi o să spunem, oare sunt în siguranță acasă în patul meu? Ia priviți! România și Bucureștiul sunt... București, că vorbim de București... Sunt într-o zonă seismică și mi-e teamă de construcțiile de după 90, de cum vor cum se vor comporta construcțiile de după 90 la primul mare cutremur pe care îl vom avea în București. Primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, a subliniat faptul că nu există instituții de control care să gestioneze situația. Și aici avem o mare problemă și salut. Deci cred că suntem absolut cu toții de acord că trebuie să avem o predictibilitate și o securitate a raporturilor juridice. Cred că suntem cu toții absolut de acord. Dar pentru ca să avem asta, trebuie să avem instituții de control. Și instituțiile de control nu funcționează. Nicu Șordan spune că în 2008, pe când era președintele Asociației Salvați Bucureștiul, a primit răspuns de la ISC că din 200 de autorizații verificate, jumătate erau nelegale. Însă, din nefericire, capacitatea de control n-a fost sporită, ci au redus-o. Acesta mai spune și că Primăria Capitalei are numai puțin de 500 de litigii pe urbanism generate de autorizații emise de administrațiile precedente și contestate de vecini. Pentru fiecare din litigiile astea, avem angajate firme de avocatură și firmele de avocatură, la rândul lor, au angajați experți în arhitectură, urbanism. 90-95% din documentațiile pe care le verifică constată că sunt nelegale. Și instanțele din aceste litigii, cam 50% din litigii constată că vecinii au dreptate și anulează sau suspendă autorizații sau documentații de urbanism. Edilul Capitalei spune că nici parchetul nu își face treaba. Nicu Șordan a povestit că la începutul anului a sesizat parchetul pentru demolarea unui bloc cu 5 etaje, deși autorizația era suspendată, dar parchetul nu a făcut nimic până acum. George Râpă, ăla din 40 cădeau că erau prea vechi. Ele a făcute, ăla de până în 40, da? Cădeau clădirile că erau prea vechi la cutremur. Așa ne-am fost anunțați. Și le-au pus bulină roșie. După aia, între timp, au scos-o. Mă rog, nu, s-au consolidat, sau prea puține s-au consolidat. Vreo două, cred că se consolidaseră la un moment dat.
Ăla de după 40, hai să zicem după 50, venirea comuniștilor, nu știu ce, făcute în vremea lui Ceaușescu, mai ales cele mai multe dintre ele, s-au construit prost, că s-au construit cu soldați în termen și vai de capul nostru. După 80 s-a revenit la un stil de construcție mai bun, asta pentru că după cutremur din 77 s-au schimbat alte norme. Dar ălea care au fost afectate la cutremur din 77, la un moment dat li s-a mai dat o spoială, o zugrăveală, o mică tencuială ca să acopere crăpăturile și au zis merge și așa, gata, până la următorul cutremur mai țin. Dar după 90, acum ne anunță Nicușor Dan că nici ăsta nu se știe cum stau, dacă Doamne ferește, că urbanismul, sunt, că autorizații, că... Sunt domenii în care... Hai să fugim! Sunt domenii în care corupția, delăsarea și lucru prost nu omoară pe nimeni. De exemplu, dacă te duci la piață și cumperi niște roșii și acasă se dovedesc a fi niște plastice pe care nu le poți mânca. Se vede că nu ești însurat. Ia du-te tu duminică după ce ai făcut piața acasă la soție cu niște roșii cumpărate proaste, să zicem așa. Să vezi atunci că piața îți poate fi pusă în pericol. Tu nici nu știi să te impui acasă și asta... Așa e, recunosc, mărturisesc, dar e normal. Nevasta mea e olteancă, să știi, că nu e ușor. La tăți mi-e greu. Eu știu. Da, așa. Și pe când în zona asta a construcțiilor, senzația mea este că standardele au fost undeva foarte jos. Sunt numeroase blocuri noi despre care presa a scris în ultimii ani că pur și simplu a căzut tavanul. La un an, la doi ani după ce acestea au fost date în folosință. A fost un incendiu undeva în sectorul 3, cred că la un bloc aparținând chiar primarului din sectorul 3. Dacă vă amintiți, a fost undeva acum vreo 7-8 ani. De focul s-a extins instant de la, pe întreaga suprafață a blocului. Asta demonstrând faptul că s-au folosit materiale foarte proaste, pentru că dacă materialele erau ignifuge, polistirenul acela nu ar fi trebuit să se extindă. Teoric. Dacă stăm la sectorul 3, eu stau în sectorul 3, undeva între Oșan, Titan și unde te duci sus, spre zona de Lidl, de alte, ce mai e pe acolo? Mă rog. Toate astea cu haine, cu nu știu ce. Cred că sunt construite sute de blocuri. Sute de blocuri. La fel, o mare parte dintre ele înțeleg că sunt tot ale familiei Negoiță. E bine, aceste sute de blocuri sunt construite fără parcări, cu străzi pe care abia reușesc să treacă două mașini, una pe lângă alta. Sunt ghetourile viitorului. Știți că în anii 60-70, în orașele americane, s-au făcut celebrele locuințe sociale în care au intrat în special afroamericanii. Într-o generație, toate acele zone s-au transformat în ghetouri. Exact asta se întâmplă și cu mare parte, se va întâmpla și cu mare parte din aceste noi rezidențiale. Doar că e o surpriză, pentru că noi focul astăzi nu l-am avut într-un bloc care costă 70, 80, 90 de mii de euro, într-un apartament, adică undeva prețul de jos pentru București, ci am avut într-o zonă în care oamenii plătesc de la jumătate de milion de euro. Bine. În sus, mizeria pentru un apartament cu trei camere. Tu ai văzut, ai fost în zona Herăstrăului? Da. Să-ți leagă și care poate nu locuiesc în București și zic, unde o fi, mă, zona? Doamne și domnule, nu v-ați dori să locuiți acolo. Mă spune, dacă Robert, aveți un apartament... Cât costă trei camere puțin, acolo? Nu știu, dar nu v-ați dori... Adică sunt niște blocuri la un moment dat astea nou construite, unde dacă faci un mic efort și te întinzi mai tare pe balcon, da, pui mâna pe îi dai balconul cafeaua vecinei dimineața. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău pentru unii. Adică depinde acum. Știi cum e în Italia? Știi că sunt străzile alea foarte... așa și sari italienii. Poți să-ți faci dressing un bloc de vis-a-vis. Problema este de siguranță. Iar problema este că instituțiile statului, ale primăriei, că despre asta discutăm, acolo trebuie demolat, George. Am fost în cartierul francez. Da, acolo, da. Așa? Știi că nici la ora asta nu e demolat? Păi, am fost recent, că eu tot un angro de legume, sau nu știu, vând acolo niște... M-am dus și mi-am luat niște... Noi am trăit, am prospectat, ca ziariști, așa, cu angroul pus în casa presei. Da. Știi, pe vremea când eram în liceu, era o modă să lucreze acolo. Clădirea aia mare puțin și împlinește 30 de ani. Da, da, da. Și este la stadiul de beton turnat. Păi e în proces, în continuare. E o nebunie. 30 de ani, deci să te chinui de 30 de ani, să dărâmi o clădire. Asta e viața. Nu este ca Cathedral Plaza, asta din centru, să zici, domnule, dacă o dărâm, pun în pericol, de fapt, mai tare, poate, nu știu, Catedrala Sfântului Iosif. Aia este o chestie la margine de București, construită pe o magistrală de gaze și nu o dă nimeni în jos de 30 de ani. Deci am fost pe șoseaua Nordului, că asta vreau să vă spun. Acum 2 săptămâni am avut o întâlnire cu cineva și
Eu am o mașină clasă B, deci nu e o mașină mare, e o mașină pentru oraș cu care mă descurc cu parcările, cu, adică mă mișc destul de... Robert, am avut reale probleme să o parchez și o mașină, repet, e mai mică decât un Logan, adică nu e... Da. N-am reușit să găsesc decât după vreo 20 de minute, m-am învârtit pe străzile, ceva îngrozitor. Viitorul îngrozită. E al trotinetelor, îmi pare rău, deci da, te-a orientat greșit, așa că ar trebui să... Să da. Vedem dacă și al trotinetiștilor. Îmi pare rău că, îmi pare rău că te contrazic, dar eu mă repac asta cu trotinetele și în general, poate o să discutăm o dată și despre biciclete și trotinete în București. Vrei să intrăm în acest subiect într-o dată? Nu neapărat acum, da. Am văzut ce ai scris pe Facebook și eu, dacă vrei să facem o asociație, o facem. O asociație adică... împotriva circulatului pe trotuar. Trotinetele pe trotuar în București, fără cască și fără asigurare. Deci dacă prinzi trotinetist fără cască, fără... Păi oriunde în lumea asta, cred că ar trebui interzisă povestea asta. Da? Nu vă spun că înainte de intrarea în emisiune, era un, sigur, un trotinetist, scuterist, ca să spunem așa, făcut praf în intersecția de aici de la magazinul Muzica de un taximetrist. Asta e așa. Oricum orașul ăsta e un haos. Bun, să intrăm în chestiuni însă mai dure. Avem un caz, ca să-ți numim așa. El ar putea părea, cum să zic, delicat pentru unii. Dom'le, în țara asta, o doamnă ale cărei capacități intelectuale eu nu le contez că nu o cunosc, da? Dar e o doamnă care miroase a pilă, ca să zicem așa, e fotomodel și a fost angajată la ANRE. ANRE este o instituție despre care noi n-am știut poate foarte multe lucruri, sau noi, oamenii de rând, n-au știut foarte multe lucruri, oamenii care nu sunt în presă, care n-au treabă cu ANRE-ul, dar toată lumea a devenit specialistă în ANRE când s-a văzut criza energetică așa cum rânjește de la, își arată colții. Și atunci toată lumea a mai aflat un lucru, și anume că la ANRE sunt niște salarii. Urmăriți un material foarte frumos, vă spun, despre această doamnă, domnișoară, de fapt angajată la ANRE. Cum? Ce o recomandă? Vocea și tale. Roxana Ilie a fost angajată pe postul de consilier la cabinetul președintelui ANRE, Dumitru Chiriță, conform surselor jurnaliștilor de la G4 Media. În anul 2020 a obținut 50% din părțile sociale ale firmei Look Outdoor SRL, la care a devenit administrator. Firma fondată în anul 2014 a avut o creștere de 835 de ori la cifra de afaceri de la preluarea ei de Roxana Ilie, în comparație cu anul precedent. Sursele consultate de jurnaliștii G4 Media spun că fotomodelul este cunoscut pentru relațiile apropiate cu Sorina Docuz Stan, care este apropiată a liderului PSD Marcel Ciolacu și a fost soția primarului PSD al sectorului 3, Robert Negoiță, dar este și o apropiată a vicepremierului PSD Sorin Grindeanu, care a negat aceste aspecte. Nu e nicio apropiată, nu e vorba de absolut nimic, nu am susținut-o la nicio funcție. Fals total, a răspuns Sorin Grindeanu acuzațiilor. ANRE este o instituție condusă de Parlament, însă finanțată prin fonduri proprii. Instituția a devenit foarte importantă în contextul crizei energetice izbucnite în urma războiului din Ucraina. ANRE este des folosită de politicieni pentru a numi politic apropiații de partid în funcții bine plătite. Cine are noroc, are. Eu mi-închipui cum domnișoara respectivă s-a dus, a bătut la ușa cabinetului Mitică Chiriță de la ANRE și a spus: aș vrea să lucrez la cabinetul dumneavoastră, mi se pare o oportunitate extraordinară pentru cariera mea profesională, sunt foarte bine pregătită, dați-mi un test, sunt dispusă să dau concurs pentru ocuparea acestei funcții. Și n-au nevoie de nicio pilă pentru a obține acest post, probabil. Asta poate o pilă mică, dar în orice caz, da, nu râdeți, atenție, deci vreau să înțelegem... Pilă mică, dar jucăușă. Putem continua dacă vrei. Nu, aș vrea să nu continuăm, pentru că oamenii de acasă ar putea spune că suntem, intrăm într-o zonă în care lucrurile pot oricând să deraieze. Deși mă bufnește ușor. Dar, Silviu, Sergiu, tu ești cel mai serios dintre noi trei. Te rog. Da, mulțumesc. Deși rolul ăsta ar trebui să... Mulțumesc că strici imaginea, da? Nu e ce problemă. Așa, ești cel mai serios. Spune-ne cum devine chestiunea, ca să spunem așa. Cum o fi avut domnișoara asta inspirația să meargă taman la ANRE? Că putea să bată, de exemplu, la ușa șefei de la Casa de Pensii. Și să zică: doamnă, vreau să lucrez la cabinetul șefei de Casei de Pensii.
Bănuiesc că și aia, o oportunitate profesională, e o chestie. Adică, sigur, e un salariu de 2.800. Știm foarte bine că există niște instituții în statul român extrem de apetisante, ca să rămânem în lexicul dedicat. Vezi ce spui? Da. ASF-ul, de pildă. Da. ANR-ul. Deci astea sunt instituții care sunt plătite din amenziile pe care le dau în piață. Da. Și au bugete serioase. Iar salariile sunt extrem, extrem de interesante din punctul ăsta de vedere. Deci, cred că standardul de viață al domnișoare în cauză e destul de ridicat. Și Grindeanu, deci cum poate să ne spună nouă Grindeanu? Poate nu el, dar asta mă și enervează și ziariștii care ne-au dus întrebarea până la capăt. Dar să-l întrebe, domnul Grindeanu, cum credeți că o domnișoară precum doamna Roxana, nu știu cum așa, a ajuns să aibă norocul ăsta de a lucra la cabinetul lui Chiriț? Da, la ANR. Adică zice, nu cunosc, nu știu cine e, am înțeles, nu o cunoașteți, da. Dar mai departe, nu ducem și noi lucrurile, să-l întrebăm, domnul. Ia faceți-mi legătura, vă rog frumos, dacă se poate, cu domnul Dumitru Chiriț. Da? Să vedem, poate ne răspunde la telefon. Da. Da. Noi trebuie să spunem un lucru, Robert, ca să nu pară că facem un proces de intenție. Jurnaliștii de la G4 Media, care au scris despre chestiunea asta, au întrebat oficial la instituție. Unu, prin ce modalitate domnișoara s-a angajat? A dat un curs, a dat interviu? Da. Doi, ce atribuții are? Da? Trebuie să știm și noi ce atribuții, adică pe ce. Și trei, ce a recomandat-o pentru acel post? Pentru că ea este consiliera președintelui ANR pe probleme de energie. Plecăm de la premiza că femeia mănâncă energie pe pâine. Deci ea ar trebui să cunoască. Acum cred că există o legătură între domnișoara și energie. Nu, deci lăsând, astea sunt. Deci în job description la ea, când ești consilier pe energie, evident că are energie, se vede și în imagine. Trebuie să ai. Deci oamenii ăștia nu ne spun aceste lucruri. În condițiile în care ei nu ne spun, deși sunt o agenție publică, păi acum, să mă scuze telespectatorii, noi nu avem voie să venim cu diferite interpretări, ca să le numim așa? Exact. Mm-hmm. Pentru că ei, poziția oficială a fost, nu comentăm. Și apropo, nu e singura de la ANR. Asta vreau să zic și eu. Ăsta e genul de subiect care apare recurent la o anumită perioadă de timp. Ne spun așa. Schimbați becurile, faceți duși în doi, economie. Hai să fim atenți, hai să jucem cu tare. Exact. Vine criza, aveți grijă, nu să mai aveți bani. Nu se pot majora pensiile, nu se pot indexa pensiile. Și își angajează toate pilele și... Și prind câte una asta care, și așa, vorba aia, o bagi și la ANR. Adică puteai să, nu știu, măcar o lași în pace într-un colț și... Nu, dar îi faci o rentă, domn. Deci politicienii trebuie să învețe că dacă au pile din categoria asta, care vor să-și delecteze privirea la un moment dat, să zicem, da? Așa. Da, să-și angajeze secretarea, îmi cer scuze că... Nu, nici măcar secretarea. De ce trebuie să fie? Să le fixeze o rentă, înțelegi? Așa, o rentă, exact. Da? Așa, viageră, așa, sau măcar pe perioada cât sunt în București. Astea sunt funcții de alea, deci consilierii, din câte știu, în aparatul guvernamental sau în aparatul așa, demnitarul are dreptul să-și angajeze niște consilieri, îi alege el și nu mai trec prin toate cele caudine ale selecției, concursuri și așa mai departe. Da, și... în care presa întreabă, trebuie să răspunzi. Mitică Chiriță de la ANR, da? Hai că ne cunoaștem de 30 de ani, vorba aceea. Răspunde, domnule, la telefon, te sună regia, da? Te sună regia, Dumitru Chiriță, da? ANR. Răspunde, domnule, la telefon, vreau să discutăm. Nu, în ce fel, nu ți ia nimeni în capul. Asta este, poate a fost vreo, a venit cu dedicație de la partid. Angajează-mă, mă, și mie pe fata asta frumoasă, că n-are săraca cu ce să-și plătească la iarnă factura la gaz. Da? Nu e nicio problemă, dar răspunde la telefon. Adică, ce manieră este asta de a face, mă, politică în țara asta? Vrea să vă sune poporul. Da? Să afle de la voi. Cum ați angajat-o, de ce și cum... Fiți, mă, bărbați, dacă și, tot ocupați... Și de ce o plătesc cu aproximativ 2000 de euro pe lună? Bă, pentru că fiți bărbați este și răspundeți la telefon și dați explicații, mă, nu mie Turcescu, nu lui Râpă, nu lui Silviu Sergiu, da? Pe poporul ăsta, explicații la un moment dat, ziceți, domnule, am angajat-o că e foarte bună pe ceea ce face. Bravo, domnule, dacă e foarte bună, la revedere. Știe cu de energia, știe, domnule, e perfect, am înțeles. Poate ne dai vestea foarte mare, Dumitru Chiriță, că doamna Roxana, așa, este, nu știu, are și un doctorat. Nu exclus. Eu nu mai exclud absolut nimic, mai ales în chestiunea asta cu doctorat. S-ar putea să aibă doctorat. Pe bune. Pe bune, în energie, bune, în ceva, într-o chestie de genul ăsta, da? Luat la Universitatea, nu știu cum se numea aia, de la Dâmbovița. Mereu uit.
Da, un, că celebră. Da, da, au fost și în București. Valahia, da, Valahia. Și din astea la care nu știu, acolo am văzut că sunt multe. Nu spun că e bună sau rea. Spun că e o universitate bună. Așa. Deci, bă, senzația este că în criza asta a energiei, în mod normal, ar trebui să vedem exact specialiștii pe energie din România, întâlnindu-se la o masă rotundă, așa cum stăm noi aici, să găsească o soluție. Băi, hai să găsim o soluție. Pentru ca tâmpiții ăștia de români să nu mai plătească, bă, facturile astea uriașe. Câte aia ne plătesc? Da? Tâmpiții, am zis-o din perspectiva lor. Hai să găsim totuși o soluție. Și vine o idee, bă, să luăm pe ăla de la Banca Mondială, ăla de la nu știu ce mari companii din America. Și toți, nu mă lasă. Băi, oameni, pe... domnișoară. A, bravo, pune-o aici la masă. Ia aici, domnișoară. Da. Da. Aici cum suntem. Ieșim din criză? Aici suntem. Între timp, la București, sigur, e un subiect dureros. Au loc proteste ale pensionarilor. Să știți că m-am uitat astăzi foarte atent la imaginile pe care le-au transmis unele televiziuni de la acest protest. Vreau să vă puneți, să ne punem cu toții, de fapt, în pielea unui pensionar care, dacă până acum o ducea greu, că pensia mică, de în care cu medicamentele, dă-i cu facturile, dă-i cu impozitele, dă-i cu nu știu ce, acești pensionari trebuie în momentul de față să... eu cred că oamenii nu mai aprind un bec în casă. Eu cred că nu mai gătesc, cred că mănâncă doar așa o pâine rece cu salam, de exemplu, ca să... bun, frigiderul cred că l-au scos din priză. Vorbesc foarte serios în momentul ăsta. Pentru că nu, este imposibil să trăiești astăzi în București, da? O viață decentă, să zicem, cu un venit de 1000 și un picuț de lei. Este imposibil. Dacă trebuie să-ți plătești facturile, trebuie să faci... Nu-mi dau seama cum poți să trăiești cu banii aceștia la un moment dat în Bucureștiul zilelor noastre. Și totuși, sunt foarte mulți oameni care încearcă să supraviețuiască în felul acesta. Priviți acest material. Mare nenorocire ce se întâmplă cu noi pensionarii, vârstnicii acestei țări. Murim de foame, murim de frig, din pensiile mici pe care le avem. Pur și simplu, nu avem cum să trăim, e un coșmar al vieții noastre. Niciodată n-am gândit că vom trăi asemenea vremuri. Pentru aceste vremuri sunt responsabili oamenii politici, guvernul, parlamentul, președintele, împrunte cu domnul președinte Klaus Werner Iohannis. Dacă aceasta este România normală, eu zic că e anormală. Am o pensie de 1000 de lei. Mi-a venit o factură de 1700 de lei, e posibil? La energie? La energie! Și cu ce o plătesc? Păi nu știu cu ce o să o plătesc. Supărarea cea mai mare se îndreaptă spre politicieni care au votat în Parlament mărirea salariilor, însă au uitat de pensionarii pe care îi tot amână cu creșterea veniturilor. Ei și-au mărit salariile. Acum, în octombrie, au luat salariul mărit, da? Și nouă ne dă cu frit. Pentru ce? Eu îi întreb până când își mai bat joc de noi. Până când își mai bat. Ei au zis în Parlament... dreptate pentru primari, adică salarii mari. Au zis că vor să fie săraci, bogați și cinstiți. Noi nu vrem să fim bogați și cinstiți, vrem să nu mai fim umiliți. De ce? Pentru că avem pensii de mizerie în această țară. Bătrânii susțin că din cauza inflației din pensiile lor abia mai pot să-și cumpere alimente, dar rămite să plătească facturile la gaze și energie sau să-și ia medicamente. Să arătăm nevoile pensionarilor care nu putem să ne mai descurcăm datorită scumpirilor care sunt la ora actuală și plus ce mai urmează cu energia și... foarte, ne depășesc aceste scumpiri, medicamentele s-au scumpit foarte mult și alimentația. Cerem să ni se mărească și nouă punctul de pensie care de ani de zile trenează. Indexarea care nu s-a aprobat și trebuia la 1 noiembrie să fie aprobată, majorarea iarăși a pensiilor, e vorba despre punctul de pensie care... încă nu se discută până la ora actuală sub pretextul că nu există bani. Singura metodă este aplicarea legii de la 1 ianuarie 2023, pentru că au amânat-o deja, trebuia să intre în vigoare în 2022, vine 2023, nu intră nici acum, ne mint.
Scurte comentarii, eu zic eu dramă, nu? Da, nici nu vreau să-mi imaginez prin ce trec oamenii ăștia și prin ce vor trece la iarnă, pentru că veniturile oamenii sunt... Oamenii ăștia sunt părinții și bunicii. Da, părinții. Păi exact. Da, eu am pe mama. Oamenii mama săracă exact, e pensionară da. Și nici nu... Ea săraca nu-mi cere bani, că na, să gospodărește, dar nu știu cum de asta face. Asta spune cum un miracol, deci este da. Incredibil. Noi nu ne-am putea chipui că să poate deci, trăi și așa. Vreau să spun că pe mine m-a destabilizat, realmente, faptul că luna trecută mi-a venit de plată lumina pe care o consumăm pe scara blocului. Așa. Noi suntem mai multe persoane la întreținere și asta se plătește la numărul de persoane și se împarte total. Așa. Și pentru că a venit o factură de lumină foarte mare, s-a depășit plafonul ăla de consum și așa, a trebuit să plătesc 400 de lei mai mult. Ce mă, jucați în nocturn acolo? Da, 400 de lei numai lumina de pe scara blocului, lift și toate... lucrurile adiacente. Deci, și crede-mă, să-ți sară întreținerea cu plus de 400 de lei, te cam strânge un pic așa. Adică nu... Trebuie să zicem un lucru. Facturile astea și situația în care se află câteva milioane de români a vorbit despre lucrul ăsta. Nu e un populism. Pentru că asta e, de fapt, România reală. Nu e un populism. Asta e o dramă. Când tu ești politician și depui un jurământ, ca ministru, ca parlamentar, ar trebui să te gândești exact la oamenii ăștia. Pentru că bunăstarea națiunii se poate vedea plecând de la cei care sunt considerați a fi cei mai expuși, cei mai vulnerabili. Pentru că dacă acolo ai o problemă, degeaba ai o clasă care își cumpără case de $1,000,000, degeaba ai o clasă care își cumpără mașini de $100,000 sau poate chiar mai scumpe. Pentru că problema e acolo. Înseamnă că statul undeva a eșuat și a eșuat grav de tot. Pentru că e într-adevăr o problemă reală. Știu situația de la CAR-uri, de exemplu. Pentru că am pe cineva în familie care lucrează la un CAR. Sunt oameni care vin și împrumută 100 de lei, 200 de lei. Așa e. Nu ne imaginăm că... și de ce își împrumută 200 de lei? Poate că ar vrea să ia 1000. Dar, Robert, 1000 de lei înseamnă pensia. Ei nu vor putea niciodată să ia 1000 de lei, pentru că 1000 de lei este o sumă uriașă pentru ei. Ei vin și iau 200 de lei să pună murături sau să... Da, ne oprim puțin pentru publicitate. Că Putin e un dement, am stabilit lucrul acesta și cred că sunt prea puține vocile care n-ar fi de acord, văzând ce se întâmplă în momentul de față. Dar, care e planul până la urmă? Adică unde duce toată nebunia asta? Da. Pentru că am văzut că domnul președinte Klaus Iohannis, așa cum s-o vă arătăm, îl ceartă, spre exemplu, pe ministrul apărării Dâncu, în condițiile în care Dâncu a zis la un moment dat că ar trebui ca marile puteri să discute, chiar și pentru Ucraina, un plan de pace în regiune. Și domnul președinte îi spune lui Dâncu să mai citească și el ziarele, să fie mai bine informat, că nu e în regulă cu ceea ce spune. Vedem un material imediat după publicitate în acest sens, ne întoarcem cu discuțiile. În acest război, Rusia atacă Ucraina. Ucrainienii plătesc prețul de sânge în acest război și trebuie să acceptăm ideea cu toții că doar Ucraina va decide când și cum și ce negociază. Această poziție este poziția noastră oficială, este poziția oficială a Uniunii Europene și probabil unii demnitari de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei să afle aceste poziții. Replica președintelui vine după ce Vasile Dâncu a declarat într-un interviu privind negocierile de pace dintre Ucraina și Federația Rusă că SUA și UE ar trebui să negocieze în locul Kievului. Singura șansă a păcii poate să fie negocierea. Negocierea cu Rusia. Negocierea cu Rusia. Asta ar însemna să cedeze acele teritorii. Sigur, e vorba de o negociere complexă. Este vorba, până la
urmă de o negociere internațională. Țările lumii, NATO, Statele Unite, să negocieze pentru Ucraina garanții de securitate și o pace cu Rusia. Sigură, singură, Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, pentru că clasa politică din Ucraina în momentul acesta nu poate să-și permită, să-și asume, ar fi o sinucidere curată în politică, să-și asume pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii, ar fi o înfrângere prea mare pentru politică. Tot după această declarație, grupul USR din Camera Deputaților a solicitat ca ministrul apărării Vasile Dâncu să participe la ora guvernului în Parlament pe 17 octombrie pentru a explica afirmațiile privind negocierea păcii în Ucraina. Potrivit USR, prin declarațiile respective, ministrul aduce prejudicii parteneriatelor României cu UE și NATO. Hai să recunoaștem cu toții că trăim într-o țară în care nu avem cum să ne plictisim. Deci șeful statului, care este comandantul suprem al armatei, îi trage o zmetie, dar una de aia așa, cum să spun, ca la basket se numește capac. De sus îi dă așa ministrului apărării pe chestiunea legată de Ucraina. Eu stau și mă întreb acum, ziceți voi, o fi normal? N-o fi, nu e normal, dar în mod discută încesate lucrurile astea. Nu știu, domnule, mă, nu prea se întrunește, dar decizia a fost luată. Vasile, să bem o cafea, decizia să a fost luată. Decizia a fost luată. Da. Statul român are o politică clară față de situația din Ucraina. Problema este alta. Problema este, nu știu ce valoare are domnul Dâncu ca și sociolog. Habar n-am, nu mă interesează. Problema este că doar de la începerea acestui conflict, domnul Dâncu a făcut numeroase gafe. Iată ce spunea pe 10 februarie. Domnule, noi nu credem că ar trebui să dau citatul exact. Noi nu credem că este nevoie de garanții scrise. În momentul acela, Federația Rusă ne cerea garanții scrise. Păi, mă, noi avem tratatul de bază din 2003. Domnul Dâncu aproape era în guvernul ăla. Deci el trebuia să-l trimite la tratatul de bază dintre România și Federația Rusă, în care se specifică foarte clar că nu e treaba celuilalt. Hai, modul în care celălalt își organizează apărarea. Insula Șerpilor. Rușii au insula Șerpilor. Vă amintiți la începutul războiului. Da. Și vine Dâncu și zice, o să ne obișnim cu rușii lângă noi. Nu, mă, băiatule, nu o să ne obișnim. Pentru că noi nu vom recunoaște niciodată o anexare ilegală a unui teritoriu. Indiferent al cărui țară era acel teritoriu. Problema cu domnul Dâncu este faptul că el în momentul de față, și senzația mea este că din neștiință, nu pot să îl bănuiesc de altceva, el a venit aici și ne-a spus de fapt ceea ce dorește Putin să se audă. Ce dorește Putin de fapt? Putin vrea o înțelegere cu celelalte mari puteri, în special cu Statele Unite, pe spinarea țărilor mici. Iar Ucraina pentru Federația Rusă este considerată o țară mică. Păi asta e logica de secol XIX. În lumea asta în care trăim, cu niște reguli foarte clare, pentru că ordinea globală pe care vor unii să o schimbe este bazată pe reguli, pe lege. O pace negociată în Ucraina, hai să avem un dialog, o pace negociată în Ucraina nu are cum să excludă marile puteri. Îmi pare rău. Vasile Dâncu, ascultă-mă un pic. Dar știi ce nu poate spune? Ucraina este cea care decide, nu Vasile Dâncu. Asta e corect, asta vreau să zic. Nu Dâncu și Ucraina, adică Zelenski. Că numai el a mai rămas în Ucraina. Păi cine? Nu mai rămas doar el. Păi sunt milioane de oameni care luptă. Despre ce vorbim? Robert, oamenii ăștia luptă acolo. Stai puțin, nu povestim. Tu mai știi un ministru, de exemplu, din Ucraina, afară de Zelenski? Culeba. Va veni repede. Nu, ideea următoare. Declarația lui Vasile Dâncu n-ar fi fost criticabilă dacă ne-am fi aflat în situația în care eram siguri că ucrainienii nu lasă-mă să vorbesc și să vorbească omul. Lasă-mă și pe mine, am înțeles. Nu face ca pe sediști. Da. Dacă eram siguri că Ucraina nu are capacitatea să-i dea afară pe ruși dincolo de granițele de dinainte de 24 februarie. Deci dacă lucrurile trenau într-un conflict de ăsta static și era clar, puteam să spunem la un moment dat, domne, hai să stăm la masă și să negociem și cu cine vreți voi. Dar nu s-a terminat contraofensiva ucraineană, îmi pare rău, noi nu știm dacă oamenii ăștia vor avea capacitatea să-i împingă pe ruși, dacă Hersonul, toate zonele alea sunt sub presiune în continuare și vom vedea, e în evoluție. Și îmi pare rău, eu sunt de acord, se întâmplă rar, dar sunt de acord cu președintele Iohannis și am zis-o și data trecută când ne-am ciondănit un pic pe tema asta. Dom'le, ucrainienii stabilesc când se termină povestea asta. Stai puțin, războiul în Ucraina pe de altă parte, dacă... Hai, nu, de dragul discuției, ca să înțeleg, da? Este un
apărarea Ucrainei se face în același, în momentul de față, cu arme și bani care vin ca ajutor pentru ucraineni din partea din Occident, da. Marilor puteri, ca să spunem așa în special. Da? Okay. Statele Unite ale Americii, britanicii, francezii, români, ce putem și fiecare după cât poate să ajute în momentul acesta. Deci nu cred că mai e o decizie în acest moment legată de încetarea focului și, și de fapt da, nu o decizie pe care... de încetare, de trecere la masa negocierilor. Nu cred că e o chestiune în care doar dacă se întâlnesc Putin cu Zelenski să poate tranșa această chestiune. Ca însă, în condițiile astea, da, trebuie să moară unul da, din ei. Nici nu e o decizie pe care marile puteri să o poată lua. Adică marile puteri nu își pot permite să spună mâine că am închis robinetul și nu mai ajutăm Ucraina. Ucraina. N-au cum să ia chestia asta. Nu, da. Da? Adică ei îi vor ajuta în continuare și au anunțat că îi vor ajuta în continuare. A fost o declarație recentă de la Washington în sensul ăsta. Păi, au demonstrat până acum. Au demonstrat până acum, mă rog, vedem. Introduc acest element în discuție, având în vedere că totuși am citit și articolul din The New York Times în care la un moment dat Deep State-ul american spune Zelenski și serviciile secrete din Ucraina nu ne-au consultat și nu ne consultă când comit atentate din categoria celui asupra Dariei Dughina. Da, dar acolo nu vorbește establishmentul american. Acolo e un jurnalist american care susține că pe surse ar fi fost ucraineni. Noi nu știm New York dacă... Times. Pe bune, adică... Nici New York Times nu mai aici a adică fost. Adică trebuie să cred toate știrile care vin după ureche, după canalul Telegram sau mai știu unde legătură ce se întâmplă în Ucraina. Ceea ce vedem, dacă îmi scriu un ziarist de la cred The New York Times... Cred că mai au surse în comunitatea de informații de la New York Times. Da. Hai să trăim într-o lume în care mai informații pe surse. Robert, știi în ce situație este? Tu vorbești de faptul că Statele Unite, Germania, România și alte țări susțin militar, financiar și așa mai departe Ucraina. Acest lucru se întâmplă pentru că în toate aceste țări pe care le-ai spus până acum, susținerea populației față de Ucraina este undeva la peste 70%. Până și în Germania s-a dus peste 80%, unde era cea mai mică susținere pentru Ucraina la începutul războiului. Adică ceea ce fac guvernele de la București, de la Londra, de la Washington, nu fac decât să asculte de popor. Iar eu mă bucur că în momentul de față românii, într-o proporție de mult peste 80%, spun așa, trebuie să-i ajutăm pe ucraineni. Cum putem? Ba chiar am văzut foarte multe voci care zic, doamne, stai puțin că noi avem mai multe himarsuri decât are Ucraina. Hai să le dăm. Păi nemții, sigur, dacă le plătește guvernul german factura la gaze decembrie, în decembrie, sigur că o să zică asta, slava Ucraina până în ianuarie cel puțin. Și la ei. Dar hai să vedem ce facturi vin în România în noiembrie, în decembrie, în ianuarie și să vedem dacă la sfârșitul lui ianuarie susținerea populației pentru continuarea conflictului în Ucraina Robert, sau, nu pentru continuare, pentru neașezarea la masa negocierilor va mai fi aceeași la proastă. Fel de mare. Ia niciodată nu va mai fi ca în urmă cu 10 luni. Bine, niciodată. Dar niciodată nu a fost să nu fie cumva, măi George. Înțelegi cum zicea Bunica. În momentul de față, decizia strategică a Occidentului a fost luată și este aceea de a îngenunchea Federația Rusă, astfel încât Moscova să nu mai reprezinte o amenințare pentru niciunul dintre aliații de pe flancul estic. Să înțelegem că inclusiv la nivelul arsenalului nuclear se va ajunge. Nu se va ajunge acolo. Păi iartă-mă, câtă vreme Rusia va deține în continuare armament nuclear, să nu spui mie că va fi îngenunchiată, în ce sens? Oricând o bombă poate să treacă, să plece dinspre Moscova, spre vestul. Nu, lucrul ăsta nu se va întâmpla. De ce către vest? Se află vestul în război cu Moscova? Nu. Se află în război cu Ucraina. Azi. Unde s-o dea? Azi. În Ucraina, adică acolo pe teritoriul care spun că e al lor, pe teritoriul pe care trebuie să meargă mujicii pe care i-au luat acum la oaste? Unde? Nu au unde să dea această bombă. Și mai e o problemă pentru Moscova. Faptul că o bombă nucleară tactică nu va schimba cursul războiului nici măcar în Ucraina. Pentru că oamenii aia vor continua să lupte. Asta, spune eu domnului Zelenski. Domnul Zelenski este cel care a cerut americanilor să dea o bombă nucleară tactică. Aia a fost o prostie din partea domnului Zelenski, dar... Din punctul meu de vedere nu e singura, dar sigur, eu pot fi... Da, a fost o prostie și s-ar putea să nu vă placă ce au zis sau unora care ne privesc acum. Băi, o prostie a fost și atacul asupra podului de la Kerch, dacă e să mă întreb pe mine. Vorbeam cu, și nu o spun eu, am vorbit cu un specialist militar. Adică și care îmi spunea, băi, n-au câștigat nimic, au pierdut foarte mult, da? În planul imaginii, da, s-a simțit bine lumea că uite, domne, ce le-am dat-o, dar ăștia au restabilit traficul în scurt timp și lucrurile merg înainte.
Ce a obținut cu povestea asta? Adică traficul feroviar nu este restabilit. Nu, ăsta rutier. Ăsta rutier, da. Că a căzut doar o porțiune din cele două benzi. Suntem la finalul acestei ediții. Războiul din Ucraina va ține încă multă vreme agenda discuțiilor publice la nivel național, internațional. Asta e. L-om duce toate cum om. Și nu vă fie frică, Vladimir Putin pică. Întrebarea e una singură. Când? În următoarele 12 luni. Eu merg pe mâna lui Ben Hodges, generalul american, care a zis că până la jumătatea lui 2023 rezolvăm. Deci... Eu merg pe mâna mea și mă rog să supraviețuim acestei ierni, ca să zicem așa. Restul o mai vedea cum o mai fi. Ne vedem mâine seara, aceleași ore 21. O noapte liniștită tuturor.